Pe măsură ce fetele i-au descoperit deja pe câțiva dintre băieți, un mic schimb de impresii devine inevitabil. Suspecții de serviciu, Ionuț, Liviu și Blaze. Mie mi s-a părut ok ca băiat, dar ideea este că sunt și curioasă față de ceilalți. Mie mi se pare înalt, frumos, da. Eu nici nu știu cât e de înalt, tu îți dai seama? Adică chiar nici n-am putut să mă uit. Arată bine, fizic e ok. Mi-era rușine să mă uit prea. Da, nu, stai să vă consider că îți trebuie cam vreo zi așa, fără live, așa pe fugă cu 10 minute și așa, sincer, chiar eu mă referam la chestia dacă îți trezești curiozitatea sau nu. Mie mi-a trezit curiozitatea. Nu l-am văzut. Cumva, puțin. Toți trei, și Valentin, și Blaze, și Blaze un pic mai mult decât ceilalți, pentru că am avut contactul la vizual de câteva ori cu el, știi? Și câte ori mă întorceam și uite acolo, ori mi s-a părut mie, dar nu cred că eu am chestia asta cu oameni. Înțelegerea din priviri, cumva, și-a fost mai mult decât... Iar eu pe Ionuț, nu l-am prins, știi, la modul să se uite. Că probabil dacă se uita sau așa, na, poate mi-aș fi dat seama. Era focusat într-adevăr către voi, către partea aia. Eu n-am avut curaj, m-a intimidat așa puțin, nu știu de ce. Eu sunt genul ăla de persoană care trage cât mai puțin de oameni. Eu stau în umbră așa cumva, știi? Și aștept să vii tu. Să... Exact. Și nu e ambiție. La mine e faptul că eu sunt timidă, știi? E pur și simplu. La mine, eu așa am fost obișnuită. Nu că, eu nu zic ambiție în sensul că știi că sunt femei care se lasă mai greu, să zic așa, nu știu cum da, să eu exprim. Sunt una dintre ele. Îmi place ca un om să-ți dea un vibe bun. Da. Știi? Da. În prima fază, dar e posibil că să zică ceva care n-am eu ceva cu el în comun și după aia nu mi se duce. Și sunt și curioasă să îl cunosc și pe Marian și pe Liviu. Liviu mi-a plăcut maxim cum a vorbit. E tipul de om foarte cald, care se apropie, știi? Liviu, eu l-am simțit super bine. Mie Liviu, sincer, mi-a dat un vibe de aceeași frecvență cu mine, într-o oarecare măsură, nu 100%. Dar mi-a dat un vibe bun. Și scurea să l cunosc chiar. De când mi-a cântat, a rămas trăznită, jur, deci are o voce. Cu siguranță și ei își fac o părere despre noi. Fără supărare, oricum ei aleg. Dar nu să mă duc eu să mă bag în seamă cu cineva. Păi și tu dacă dai peste unul care îți place ție, după ce îi vezi pe toți și așa, și ai o înclinație către cineva anume, și cineva ăla nu face un pas spre tine, la modul că poate e o fetimiță. Asta e! Nu faci nimic? Nu. Părerile diferite dictau prelungiri, dar printre alte concluzii se decupau alte și alte opinii. Să fi rămas Izabela cu gândul la Liviu? Chiar cântă bine cine cântă. Doamne, deci dacă l-auzi pe Liviu, crede-mă că îți se ridică părul de pe mână. Îți jur. Serios? Da, eu m-am emoționat acolo. Eu nici n-am vrut să par prea leșinată, știi? Că nu e ok nici așa. Hai că m-ar întreba o groază de lucruri. Cred că ai fost vorbăreață sau așa și... Nu am fost cine știe ce eu, că mai mult lansă pe el și îl întrebam, eram curioasă de el, știi? Și el era vorbăreț? Era că a trebuit să fie, probabil. Dacă l-am auzit că vrea să-l învăț să danseze, de ce a rămas tâmpită? Că ți-am povestit faza cu fostul meu de mi-a zis că dansez ca un copil și eram, ești prima persoană care mi-a zis asta. Ce tare! Însă, în curând, apărea un gând despre o brățară, sau mai bine zis, despre numele scris pe ea. Eu am câștigat un date în care trebuie să aleg eu. Eu am brățara, teoretic, o sâmbătă. Ar expirat pedeapsa mea. Sâmbătă. Da. Să fie totuși Blaze în gândurile Izabelei mai prezent decât Liviu? Greu de spus. Da. Cântă genial, am auzit vocea în seara asta prin casă cântând. Dar ce s-a cântat? Nu știu. Da. Ceva de dragoste, dar eu eram acaparată de timbrul lui vocal maxim. Dar și doamna Maria are voce. Da, știu că mă auzit. O cânta cu noi în bucătărie, manele, îți vine să crezi? E drept că fetele sunt un pic derutate pentru că sunt mai mulți băieți care cântă în casa de dincolo. E drept că Liviu a cântat ieri în live. Dar ce nu știu ele este că mai sunt băieți care cântă și aici va fi surpriza. Iar voi care nu cântați, să cântați. Nu știu cum, că văd că e cu timpul. Aia e cu nu cred că ar vrea nimeni să audă. Nu știu, eu zic să iei lecții de canto. Nu, e musai. Bun, sunteți, v-ați cunoscut aproape toți cu toți. Mâine urmează să le cunoști și tu, Marian. Și deja lucrurile o să devină puțin mai simple de mâine.